This is Impulse Radio. Uite cum se face ora 9 și dacă ora 9 a sosit și Nadina a venit, avem știrile orei. Nu știu dacă sunt știri despre reduceri la pedepse sau reduceri la altele. Avem ceva, nu cu reducere, dar cu amânare. Domnul Arsene a reușit până la urmă să-i convingă pe magistrați să mai stea un pic în Italia. Hai să vedem știrile. Neața. Bună dimineața din nou! Mii de dosare de pe rolul instanțelor din toată țara riscă să primească termene de judecată de un an sau chiar doi. Lipsa de personal îi forțează pe magistrat să judece chiar și 100 de dosare pe zi. Deficitul este dat de numărul mic al celor care mai intră în magistratură. La ultimul concurs, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, doar 20% dintre candidați au promovat. Socrii primarului Cătălin Cherecheș din Baia Mare au fost arestați pentru 30 de zile, acuzați de dare de mită și complicitate la dare de mită. Soacra lui Cherecheș a fost prinsă cu o zi în urmă de procuror cum încerca să mituiască o judecătoare cu 50.000 de euro pentru ca ginerele său să primească o pedeapsă mai blândă. Contactat de jurnaliști, Cherecheș a spus că nu a vorbit cu soacra lui de când s-a însurat și că dacă a încercat să dea mită pentru el, să fie pedepsită prin lege. Bărbații români sunt de neîntrecut atunci când vine vorba de consumul de alcool. Un studiu arată că aproape 60% dintre conaționali au episoade frecvente de băut excesiv. Ce înseamnă asta? Adică beau mai mult de 6 pahare de vin sau halbe de bere într-o singură seară cu prietenii. În ultimii 10 ani, consumul de alcool pe cap de locuitor a crescut cu aproape un litru în România. Asta în timp ce în țările din vest, de exemplu, consumul este în continuă scădere. Instagram a introdus în Franța un așa zis buton de siguranță care permite utilizatorilor să apeleze un număr de urgență atunci când se simt hărțuiți pe platformă. Un sfert dintre familiile franceze au raportat hărțuirea copiilor pe internet, potrivit unui sondaj recent. Aproape 1 milion de tone de plastic ajunge în oceane în fiecare an, arată o estimare recentă. Și textilele și anvelopele contribuie masiv la scurgerea în oceane a peste 70 de kilotone pe an. După 14 ani de existență, site-ul Omegle se închide definitiv. Celebrul site american de chat video a fost închis în urma mai multor acuzații de pedofilie și abuz sexual față de copii. Aproape 73 de milioane de oameni intrau în fiecare lună pe Omegle. Norocul a surâs unui cuplu proaspăt căsătorit imediat după ce și-au spus da. Cei doi americani au câștigat $1 milion la loterie chiar a doua zi după nuntă. Cuplul a ales să încaseze banii într-o singură tranșă de $693.000 în loc de ratele anuale, scrie presa americană. Iar astăzi se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Hachiko, cel mai credincios câine din lume. Povestea tristă a patrupedului a făcut în conjurul lumii, iar ecranizarea după viața sa a smuls lacrimile tuturor. Hachiko a fost un câine din Japonia, care după moartea stăpânului său l-a așteptat zi de zi, vreme de 10 ani, în gara în care îl întâmpina când acesta se întorcea de la serviciu și mergeau împreună acasă. Cam atât și la știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, ne auzim și la 10 fără un pic cu alte noutăți. Ne auzim. Deci s-a închis Omegle. Da. Wow, ce șoc și groază. Bine, nici nu știam că mai există. Știi când intram în facultate? Eu nici n-am știut că exista. Am intrat la un moment dat de curând că eram curios dacă mai există. Vai, s-a închis. Știu că ne distram oricum mult. Deci Omegle era un serviciu în care tu erai cuplat automat, random, camera ta și microfonul tău, știi, ca un web chat, da? Cu un alt utilizator random din lumea largă. Total din India, din America. Exact, adică dădeai drumul la cameră și tu erai într-o fereastră și în altă fereastră ți apărea un utilizator random din Uzbekistan sau din Mongolia. Și voi vorbeați sau nu vorbeați. Da, era fun. Era tare rău de tot. Adică, ți-am făceam asta în facultate. Veșnica pomenire, lăsați că avem TikTok și lăsați că avem și Black Friday și mai avem și multe altele, vă anunțăm cum câștigați o mașină. Imediat, aici, da. Bună dimineața. Dimineața pe doi. Impulse. Enjoy the hits.
Dimineața, 9 minute. Concluzia dimineții este că am pierdut, n-am câștigat de Black Friday, fiindcă am ratat ofertă, da, eu nici nu mă mai uit. Gata, eu închid tot. Închide. Închide și închidem și discuția de Black Friday. Sunt foarte curios câte tigăi pe secundă au fost anul ăsta. Anul trecut au fost 21 de tigăi pe secundă. Avem încă restanțe la voi cu ce lovituri așa mare ați dat voi de Black Friday. Mai luăm câteva mesaje audio pe care le-am primit la 0754-222-999. Lumea este pro și contra Black Friday. Unii zic că au avut un final fericit, alții că nu, că e o țeapă. Eu zic că este 50-50. Dar să vorbim și despre cazurile fericite. Hai să vedem cum ne e norocul. Bună dimineața! Bună dimineața, băieții! Salutare! Și eu am fost foarte active dimineață cu Black Friday ăsta. Așa. Legat de oferte. Ia da, zi. Sunt și oferte care sunt doar înflate, prețurile înainte, ca după aia să poată să scadă prețurile ele. Așa. Dar depinde acum, de exemplu, dacă ai un produs pe care tu ți-l dorești și îl urmărești și vezi prețul de câteva luni încoace. Ca și la mine, de exemplu, am căutat o imprimantă. Okay. Era 246 de lei și am luat-o de la 170 și ceva de lei. Și mi s-a părut, prețul ok. Adică merită dacă știi ce produs vrei să cumperi și dacă îl urmărești de ceva timp și stai după el. Așa este. Salutare, zi faină, papa. Așadar, avem și un caz fericit fără conspirații. Nu, bună dimineața! Bună dimineața, băieți, Edi din Cluj. Te salut! Grig a spus foarte bine. Sunt anumite produse care sunt foarte vândute, foarte bune, foarte apreciate și de care lumea are nevoie, niciodată nu să le găsești la reducere. Caut și o boxă din asta profesională de mult. Niciodată nu le-am prins la reducere. Corect. Dar sunt și acele mici scăpări. Produse care nu se vând și chiar dacă nu au o reducere foarte mare, dar le învârt ei cumva. Acum le învârt, adică acum 2 luni de zile sigur era un produs, un preț, acum înainte cu 2 săptămâni mai urcat un pic ca să aibă de unde scădea. Sau toate bune. Și uite tot așa, nu-i așa? Adică cum ar veni un Bugatti, va fi tot timpul scump. Chiar și un Bugatti al mașinilor de spălat. Sper că nu fac mașini de spălat Bugatti să nu le fac reclamă. Bună dimineața! Dimineața bună din nou! Salut! Păi oameni buni, contabilicește vorbind, nu ai voie să vinzi un produs sub prețul de achiziție. Corect. Deci gândiți-vă ce adaosuri au, sau dacă au, sau dacă n-au, sau ce fac. Așa e. Da, corect, are dreptate, omul știe cu contabilitatea. Neața, bună! Revin cu un update, un model mai scump de cuptor. L-am găsit acum, prețul original era 2700, acum l-am găsit la 2383. Okay. Doar că trebuie să mă duc în magazin ca să dau comanda, așa că nu cred că e chiar doar țeapă. Am înțeles. Deci ați văzut? Ați văzut că se poate. Există lumină, există o rază de speranță. Deci, ca să concluzionăm, aștept cu mare, mare, mare interes așa. Aștept, deci, secunda de aur, când s-a consumat cât mai mult, anul trecut au fost 200 și ceva de mii de lei într-o singură secundă. Aștept să văd câte tigăi pe secundă, și anul eu trecut câte 21. Grătare, păi mici. Măi, românul câți mici s-au vândut pe secundă? Nu se vând mici pe Black. De păi unde să-i trimite știu, prin mă, curier? A făcut vreo campanie. Na, păi cum? Se dezgheață. Ei, se strică. Da. Bine. Ceaune nu prea cred, fiindcă românul are balcon și nu poți să faci ceaun pe balcon. Și grătar mai faci. Mai faci, vezi. Da, tigaia... Tigaia e tigaia. Și televizorul, da. Ți-am zis, mă simt bătrân. Peste 55 de ani, cum ești. Cumpără oamenii televizoare. Televizoare, și eu da. Numai la aia am stat gândul. Bine, eu n-am cumpărat nimic, cum am zis, absolut nimic. Și nici nu o să cumpăr de Black Friday, pentru că eu, după muzică, o să vă spun împreună cu... cum se câștigă. Cum se câștigă și ce avem noi gratis pentru voi. Gratis. Dimineața pe noi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station.